Etapa cu numărul 23 din Liga Națională de Handbal Masculin a adus un nou rezultat negativ pentru echipa Universității Suceava la finalul unui joc foarte echilibrat pe terenul celor de la Handbal Club Vaslui, scor 25-27. Prima parte a jocului a fost una extrem de echilibrată și săracă în goluri, în care portarii și apărările și-au făcut treaba și în care niciuna dintre formații nu s-a desprins la mai mult de două goluri. Vasluienii au marcat ultimul gol al reprizei și au egalat la 10 înainte de a intra la vestiare. În partea a doua, universitarii au reușit să se desprindă la două goluri în minutul 37, când scorul devenea 12-14, dar și la 3 goluri la 17-20 și 18-21, când mai erau 12 minute de joc. Pe fondul unor eliminări și decizii contestate de suceveni, gazdele au recuperat din handicap și au marcat de 6 ori la rând, profitând și de superioritatea numerică ce au fost la un moment dat de 2 jucători. Totuși, elevii antrenorilor Petru Ghervan și Răzvan Bernicu au revenit în joc și cu 3 minute înainte de final au egalat la 25, moment în care Burlacu a fost eliminat 2 minute, decizie ce a fost contestată din nou de banca suceveană. Echipa lui Leonard Bibirig a marcat de 2 ori și și-a asigurat victoria, scor 27-25. A fost un joc foarte echilibrat, iar în ceea ce ne privește am făcut unul dintre cele mai bune jocuri din acest campionat, dar am avut parte din nou de decizii potrivnice ale arbitrilor, tocmai în momentele decisive. Noi am contestat acest cuplu de arbitri de la începutul săptămânii, deoarece nu are experiență în prima ligă și asta s-a dovedit și în meci, când cei doi au fost depășiți de situație. Cert este că cei doi portari au avut momente foarte bune în care s-au completat, iar apărarea a respectat strategia pe care am pregătit-o dinainte, iar acest lucru ne bucură, deoarece este un pas înainte în creșterea în valoare a unei echipe foarte tinere, cu o medie de vârstă de 21 de ani, a precizat antrenorul Petru Ghervan. Tehnicianul sucevean a mai adăugat că luni va avea o întâlnire cu rectorul Universității Ștefan cel Mare, Adrian Popa, pentru a stabili strategia ce trebuie abordată în continuare, astfel încât echipa să nu mai aibă parte de arbitraje ostile. Este greu de suportat să pierzi foarte multe meciuri la limită în condițiile unor arbitraje ostile și de aceea vom avea o întâlnire cu rectorul Adrian Popa pentru a vedea ce facem în continuare și ce măsuri putem lua, deoarece în aceste condiții, munca noastră este în zadar. Mai mult, pot să spun că prea multă lume contestă arbitrajele la fiecare etapă și asta înseamnă că ceva nu funcționează cum trebuie în acest sistem. Meciul de la Vaslui a fost însă unul în care am avut parte de un arbitraj ce ne-a defavorizat, iar la o echipă de moral, așa cum suntem noi, fără jucători cu mare experiență, sunt de ajuns 2-3 decizii potrivnice pentru a ne scoate din joc, deoarece nu avem forța să revenim, a adăugat Petru Ghervan. El a mai menționat faptul că universitatea va înainta o scrisoare deschisă către președintele Federației, presă și toate forurile competente pentru a rezolva problema arbitrajelor în caz contrar, putându-se ajunge și până la retragerea echipei din campionat. În partida de la Vaslui, cel mai bun marcator al sucevenilor a fost Târzioru cu 8 reușite, urmat de Davidovici 4, Bursuc și Petrea câte 3, Gavrilovici și Sandu câte 2 goluri fiecare, iar Burla cu Popovici și Preda câte un gol. În următoarea etapă, sucevenii vor juca joi seară pe teren propriu de la ora 18 cu Handball Club Odorhei, echipă ce a solicitat schimbarea zilei de joc, deoarece de aici va pleca direct în Ucraina, unde are meci în cupele europene. Iată rezultatele etapei: Handball Club Odorhei CSM București 27-26, Mina Orbaia Mare Dunărea Călăraș 35-28, Pandurii Târgu Jiu Știința Bacău 26-28, Handbal Club Vaslui CSU Suceava 27-25, Potai Saturda Dinamo 29-21, Steaua Poli Timișoara se dispută luni seară, iar HCM Constanța a stat în această rundă.